Bună ziua tuturor! Este 19 februarie, sesiunea de training privind educația digitală dedicată în special activităților din Universitatea Politehnică Timișoara pentru semestrul al doilea. Am să continui să prezint în acest moment, printr-o scurtă prezentare care va trece în revistă, cele mai importante aspecte pe care trebuie să le luați în considerare în semestrul acesta în activitatea didactică, urmând ca după aceea să vă arăt câteva exemple practice în campusul virtual. Și pentru aceasta am să intru direct într-un mod de prezentare. Sperăm că se și vede. Da? Se vede bine. Ok? Bun. Mulțumesc mult de tot. Nu să mai țin foarte mult asupra tuturor informațiilor. Acestea sunt resursele unde le găsiți. Noi suntem în pregătire acum cu un nou site web care se numește digiedu.pt.ro. Când va fi gata, îl vom lansa, pentru că pe site-ul acesta de e-learning.pt.ro sunt cele două zone foarte mari, educație digitală, unde am încercat să le reunim la un loc toate informațiile, și zona de open, dar deja a devenit greu inclusiv și pentru noi să mai găsim absolut toate tutorialele și toate informațiile unde sunt, și suntem în procesul care va mai dura probabil cel puțin încă o lună de a reorganiza toate informațiile care țin doar de partea de educație digitală într-un alt site separat, tocmai pentru a vă ușura modul în care puteți să le găsiți. Sunt de asemenea webinarele împreună online care se întâmplă în fiecare miercuri. În această perioadă am făcut pe subiecte puțin mai, să zicem, mai diferite, nu doar de training. Vom trece din nou la cele de training, ne vom focaliza un pic să învățăm din experiența examenelor și după aceea vom încerca să luăm unelte pe care să le putem prezenta, unelte care sunt externe, să zicem, campusului virtual. Toate trainingurile și absolut toate tutorialele de campus virtual le găsiți în cursul de tutoriale profesor. O să intru peste el ca să vă explic un piculeț ce e acolo, dar și la liber. Deci dacă nu vă aduceți aminte de ceva sau nu știți să faceți ceva, ele toate sunt încadrate și pe site. Deci sunt vizibile tuturor și pe site. De asemenea, aveți niște pagini cu niște linkuri, întregi zeci de pagini chiar, cu link-uri și cu mici informații, atât de unelte cât și de tehnici de educație digitală, care se găsesc pe site-ul celului. Suportul și informațiile pentru campusul virtual se realizează într-un mod integrat, printr-o unealtă online. Funcționează în continuare acel e-mail dedicat campusului virtual, dar noi preferăm să putem să le gestionăm prin platforma de suport. Este mult mai simplu și pentru dumneavoastră, fiindcă aveți deja la anumite întrebări pre-răspunsuri pregătite și care pot să vă ajute înainte de a putea să mergeți mai departe să puneți o întrebare, și pentru noi să putem să ținem evidența lor încât să putem să răspundem. Noi avem o rată de răspuns sub 24 de ore în continuare la toate întrebările și la activitățile din semestrul 2, chiar și de la începutul semestrului al doilea. Toată structura tehnică de educație și de ce este nevoie pentru ca să se poată face educația și ca și din punct de vedere tehnic și cu câteva indicații de echipamente se găsește în continuare online pe site la această adresă. Noi organizăm de asemenea și workshop-uri. A fost un workshop de competențe digitale în decembrie, care este complet înregistrat și pus la dispoziție online, iar în 3 martie, de între orele 1 și 5, vom organiza un nou workshop care este dedicat săptămânii educației deschise, Open Education Week, care este un eveniment la nivel global, la care vom ajunge acum la 8-a ediție, cu foarte multe prezentări care țin cumva și de zona universității viitorului, foarte diverse, adică și la nivelul de strategii și de politici, cam ce se întâmplă în zona de universități ale viitorului, dar și la modul de integrare efectiv de competențe și de educație deschisă, inclusiv studenții vă sunt invitați care să prezinte experiența lor, vă invităm să participați. Toate acestea se vor regăsi pe Unicampus. Unicampus suferă și el acum transformări majore, care este platforma noastră de cursuri online libere pentru toată lumea. Vor apărea 13 cursuri noi
de competențe digitale în curând în Unicampus, cât și materialele de la celelalte elemente și workshop-uri. Unii dintre dumneavoastră ați fost implicați în trainingurile care noi le-am făcut față în față și după aceea, mă rog, unul l-am mai făcut doar online, care prezintă tehnica și unealta de planificare a unei de proiectare a unui curs în utilizând tehnici de educație digitală și instrucție digitală, care se numește ABC to VLE, care noi l-am dezvoltat și adaptat și pe românește în cadrul unui proiect Erasmus Plus, care a fost coordonat de UCL London, de University College London și de alte 12 universități partenere, toate de top din Europa, și care aplică cu succes și și-a demonstrat viabilitatea și succesul în această perioadă. Aveți toate informațiile într-un mod poate puțin mai neprietenos în acest moment online. Sperăm că ele să ajungă în curând într-un mod mai prietenos în noul site pe care îl dezvoltăm. Cum am zis, ele sunt sub formă tabelară și poate nu atât de ușor de digerat din punct de vedere informațional. De asemenea, puteți să urmați alte 24 de cursuri pentru mobilități virtuale, dar care au și cursuri de abilități media, de unelte online, de collaborative learning. Toate sunt în engleză, din păcate, aceste cursuri. Dar, mă rog, sunt ușor de și foarte familiar scrise ca și cuvânt, încât să puteți să vă îmbunătățiți și aceste tehnici de abilități digitale, cât și abilitățile de cum să creați un mediu mai colaborativ de învățare și să implicați studenții activ în el. De asemenea, avem tradus inclusiv în limba română ghidul pentru aplicarea practicilor educaționale deschise, care a fost realizat împreună cu UNESCO și care conține exemple de către din universitatea noastră, din Universitatea de Vest, exemple din România, la care împreună cu colegele Carmen Holotescu și Gabriela Grosec am colaborat în realizarea lui. Cum am zis că vreau să vă arăt un piculeț cum a fost evoluția pentru față de anul trecut, deci față de 2019-2020, în 2020-2021, după cum vedeți aici, vă arăt inclusiv evoluția din 2010, de când noi campusul virtual a fost dezvoltat efectiv în 2007-2008, dar din anul universitar 2009-2010, el a devenit funcțional pentru toate programele educaționale, nu doar pentru cele de la învățământ la distanță, iar ultimii 10 ani, cum noi ne uităm tot timpul la date pe ultimii 10 ani, arată creșterea și implicarea lor. După cum vedeți, inclusiv și în acest an, creșterea față de anul trecut există, este destul de semnificativă și de mare și la nivelul de cursuri, încă 1000 de cursuri în plus au fost încadrate în acest an, chit că și anul trecut, în martie, imediat e un an, când am intrat în sistemul de educație online, am activat cele mai multe și dintre cursurile de semestru întâi, deoarece ele trebuiau să susțină examene, restanțe și alte tipuri de activități încă. Aici vedeți cum a evoluat nivelul de resurse și vreau să vă atrag atenția că cele mai multe modalități de integrare de resurse este sub format de fișier. Deci doar efectiv încărcarea unui fișier care este de cele mai multe ori PDF în campusul virtual. Noi recomandăm și alte tehnici și alte metode de a preda și de a pune la dispoziția studenților materialul. Este cumva foarte bine și cumva obligatoriu ca să existe și materialul, fie că este capitol din carte, din cursul dumneavoastră, fie că este o prezentare PowerPoint sau și, ca acestea să existe în campusul virtual pentru studenți. Studenții trebuie să poată să aibă acces la cât mai multe resurse de orice tip și de orice format. Dar încercați să vă gândiți că dacă puneți un singur document mare, nu știu, de 200 de pagini pe campusul virtual, el va fi foarte dificil de urmărit. Una din tehnicile instrucționale de bază și pe care le-am tot menționat de-a lungul timpului se numește chunking, deci spargerea în bucăți. Deci fie că este sub formă de capitole, fie că este sub formă de noțiuni de cunoaștere. Fiecare își cunoaște cursul cel mai bine și știe exact care este modalitatea cea mai bună în care el trebuie să fie integrat și folosit. Și vă recomandăm cu putere să faceți acest lucru ca el să continue să funcționeze sau să
să fie cât mai ușor de înțeles și de urmărit de către studenți. De asemenea, o să vă arăt că printre condițiile pe care noi vi le recomandăm să le faceți este să activați completarea activității automat dacă studentul descarcă sau citește acel material, încât să puteți să aveți o evidență a ceea ce urmărește și face studentul în campusul virtual cu aceste resurse. Noi, de asemenea, vă sugerăm puternic să folosiți alte resurse educaționale deschise, care sunt fie video, fie animații, fie, cum a spus chiar și la început domnul profesor, deci este foarte bine să puteți aveți clipuri video filmate și din laborator și de oriunde altundeva, care să le puteți integra direct în curs cu explicații pe ele, și aici este rolul acestei unelte H5P, pe care sper că astăzi să reușesc să vă prezint în amănunțime. Dacă nu, va face, cum să zic, e destul de mult de explicat, poate, voi face un alt training separat doar pentru H5P. A crescut foarte mult, bineînțeles, partea de evaluare a studenților, ceea ce pentru noi este cumva nu neapărat surprinzător, dar am vrea să se vedem și o mică schimbare, este că cea mai des utilizată metodă de evaluare a studenților a fost prin quiz, deci printr-un test grilă cu foarte multe întrebări, media este de peste 50 de întrebări pe fiecare test grilă care au fost derulate cu studenții prin banca de întrebări pe care am tot explicat și tot am arătat-o. Este foarte bine că faceți așa, deci nu vă spunem că nu este bine. Dar încercați să alternați modalitatea de evaluare a cunoștințelor studenților. Nu vă lăsați doar pe un singur test grilă la finalul semestrului, sau chiar dacă sunt două sau trei teste grilă, doar acesta să fie modul de evaluare al studenților. Alternarea și folosirea și altor metode de evaluare a studenților trebuie planificată de acum, din primele săptămâni de școală, și studenții trebuie să știe cum vor fi evaluați la fiecare disciplină, cum li se va construi nota atât de la activitate cât și nota finală și nota de examen, dar este foarte important să le dați fie activități de proiect, fie mici activități în care să le puteți testa creativitatea, capacitatea de înțelegere a cunoștințelor, capacitatea și modalitatea prin care pot să exprime ce au făcut, ce au studiat. Dați-le teme în care, și o să vă arăt un nou mod de o altă unealtă pe care am integrat-o în campusul virtual, care vă permite să îi încurajeze să își evalueze munca între ei. Deci, ca și pe același model pe care îl folosim noi pentru conferințe sau pentru jurnale științifice, peer evaluating, deci în care studenții între ei își evaluează munca altor studenți și astfel se produce un alt stil de învățare și de împărtășirea competențelor lor. Acest lucru este viabil pentru absolut orice student și studenții din anul întâi, nu doar pentru studenții din anii terminal sau pentru studenții de la profilul de master. De asemenea, mulți dintre dumneavoastră ați folosit ca și unealtă de evaluare finală, mă rog, o chestiune mixtă, ceea ce din nou a fost foarte bine, test grilă și eventual probleme sau așa ceva care au fost completate de către studenți pe hârtie, făcută poză de cele mai multe ori cu telefonul și încărcată prin campus virtual. Și ați oferit, inclusiv datorită faptului că am integrat acel random, acea alegere aleatoare de către sistem a temelor și a subiectului pe care îl au de făcut studenții, deci subiectul pe care el îl primesc la examen sau problema pe care o primesc la examen, care a fost diferită, el putea să fie aleasă dintr-o paletă foarte largă, din peste 100 de posibilități, ați folosit-o cu succes destul de mulți. Deci ceea ce iarăși ne-a bucurat, fiindcă astfel se mărește, să zicem, posibilitatea ca să evaluați cât mai divers și cât mai diferit studenții. Una dintre problemele pe care noi le-am avut a fost că foarte mulți dintre dumneavoastră studenții au încărcat niște imagini care sunt de obicei JPG-uri sau PNG-uri destul de mari, făcute cu telefonul mobil, deci de volum mare, de capacitate și de memorie mare, care le-ați evaluat online direct, deci nu le-ați descărcat și să le evaluați offline și după aia doar să treceți nota și eventual comentariile. La această evaluare online, automat toate acele fișiere
de tip imagine, ele se transformă automat în fișiere de tip PDF. Este o facilitate pe care am integrat-o de acum 2 ani în campusul virtual, dar care mărește, așa cum am mai tot zis, și în primul semestru și în vară, dublează efectiv capacitatea de stocare pe serverele noastre pentru campusul virtual, fiindcă creează automat 2 fișiere, și, bineînțeles, traficul, deci și modalitatea de interogare, fiindcă tot timpul sunt interogate bazele de date și tot timpul sunt ținute cumva într-un fel de cache ca să poată să rămână, să nu vă dispară până când dumneavoastră citiți, să zicem, nu știu, o pagină, două și treceți comentarii și notă. Asta a mărit foarte mult traficul, a încetinit capacitatea de reacție a campusului virtual, mai ales că în momentele, să zicem, la orele fixe care noi le știm, 10, 12 și ora 14, inclusiv și în sesiune, sau cum a fost în această săptămână, s-au dat și examene și au început și ore și unii au și corectat în același timp lucrări. Culmea este că am sesizat că au fost cadre didactice care dădeau examen, cred că, la o altă disciplină sau ceva de genul acesta și în același timp și corectau lucrări pentru o altă disciplină, transformându-le în PDF și asta a mărit foarte mult traficul și a încetinit campusul virtual și o să vă arăt graficul de trafic pe această săptămână care arată surprinzător de mult. Deci astea sunt recomandările pe care noi le avem și care sunt concluziile care le tragem în urma datelor pe care le-am strâns în campusul virtual și fac din nou aceeași precizare pe care am mai făcut-o și la începutul semestrului. Noi nu ne uităm punctual pentru nimeni, nici măcar între facultăți nu facem comparații sau așa ceva sau specializări. Noi ne uităm la date doar în modul statistic major, tocmai pentru a putea îmbunătăți și puterea de răspuns a campusului virtual la modul în care este folosită către cadrele didactice și de către studenți, dar mai ales și pentru a putea îmbunătăți alte unelte sau alte tehnici și trainingul pe care îl facem cu dumneavoastră, adică informațiile pe care noi le oferim dumneavoastră. Partea de comunicare s-a îmbunătățit foarte mult. Sunt foarte multe întâlniri Zoom care se fac din campusul virtual. Aceeași recomandare rămâne în continuare. Activați-vă adresele de e-mail de UPT în Zoom, deci în Zoom-ul de campus, de prin campusul virtual. Aveți atunci direct posibilitatea să creați întâlnirea de campus virtual din Zoom și puteți să le indicați și studenților cum pot să ajungă direct la acel link fără să se mai intre efectiv în curs sau ceva de genul acesta. Toate informațiile sunt în campus, o să vi le mai arăt încă o dată. Se poate folosi și MS Teams. Noi nu putem să-l validăm deocamdată final în campusul virtual, s-au tot făcut încercări de a funcționa. Este o comunicare, mă rog, care trebuie realizată nu de către administratorii campusului virtual, ci de cei de la Microsoft și ridicate niște niveluri de securitate care încă nu s-au întâmplat și, într-adevăr, nu sunt ușor de făcut și măresc riscul de acces în zona în toată platforma de Office 360 a Politehnicii și, din cauza aceasta, cei care folosesc Microsoft Teams în comunicarea cu studenții, în întâlnirile online, în ore, în seminarii, în laborator, în absolut orice, nu au unealtă dedicată în campusul virtual, chit că am putea să o avem. Deci nu tehnic e problema, adică e tehnic problema, dar e mai mult de politici de confidențialitate decât de altceva și de securitatea datelor. De asemenea, după cum vedeți, și tipul de activități pe care studenții le desfășoară a crescut. A crescut foarte mult nivelul și modalitatea prin care ei realizează fie proiecte, deci acel tip de lucrare sau de assignment, ei realizează proiecte, fac activități, nu știu, eseuri, absolut orice și le încarcă ca și fișiere individuale, ascunse, deci pe care doar fiecare student cu cadru didactic le văd în campusul virtual. Sunt multe alte încă posibilități de activități pe care le puteți indica studenților și pe care le-am tot prezentat de-a lungul timpului și pe care vă rugăm să le folosiți. Aceasta este, să zicem, după cum se vede, statistica accesului începând cu toată sesiunea, să zicem, pe campusul virtual. După cum vedeți, el a avut o oarecare creștere destul de majoră în prima săptămână de sesiune, să zicem, sau ceva de genul ăsta. Pe urmă s-a păstrat un nivel normal,
Astea sunt cele două vârfuri de luni și de marți, când toată lumea a și sesizat că campusul virtual a mers încet, pentru că a început semestrul al doilea și toată lumea s-a dus efectiv să-și țină orele, dar în același timp au fost foarte multe examene programate în această săptămână, cu mult mai multe examene decât în cealaltă săptămână de sesiune, și care au fost cam de la aceleași ore, deci de la 10, de la 12 și de la ora 2. Deci, mai ales ora 12 și cu ora 2 a întins vârfuri de acces de 50 de megabytes pe secundă și peste vârful cel mai mare l-am avut de 2400 de utilizatori pe secundă conectați, ceea ce este foarte mult, depășind poate chiar ceea ce se întâmplă într-un Black Friday în curând. Din fericire, campusul virtual a rezistat foarte bine. Statistica care, mă rog, o am, dar cu mai multe informații și logs, arată că n-am avut erori, deci nu a dat erori majore, nu s-au pierdut date, nu s-au pierdut fișiere care au fost încărcate, nu știu, de studenți în examen sau de cadrele didactice în acele momente, ceea ce pentru noi este lucru cel mai îmbucurător. Dacă ați sesizat acest lucru, o să vă rog să ni-l spuneți. Și acum am să mă duc un pic din nou și mai repede peste ceea ce trebuie să faceți. Opa, scuze. Este, în primul și în primul rând, trebuie să aveți, cum să zic, poză pe, și datele de profil foarte bine configurate, dacă nu le aveți până acum în campusul virtual, și să introduceți absolut tot materialul de curs, seminar, laborator, proiect în spațiul care este atașat fiecărui curs. V-am zis, vă repet anumite lucruri, știu, dar asta este. Trebuie să întotdeauna să spuneți foarte clar ce doriți ca studenții să învețe și să cunoască atât la sfârșitul semestrului cât și peste o lună, deci și pe parcurs. Deci învățarea nu se întâmplă doar în cele 14 săptămâni de școală, ci ea trebuie spartă în bucăți. Și trebuie să creați o pagină web în care să le spuneți acest lucru, ce veți face cu ei, când și cum și în ce modalitate. Cu cât sunt mai informați studenții și știu ce așteaptă, ce urmează să facă și când, le este mult mai ușor să își planifice și ei înșiși acest proces de învățare, iar noi trebuie să îi putem învăța pe ei să fie niște, cum să zic, niște învățători, niște learners independenți, niște studenți independenți care să poată să învețe și singur. Asta ne dorim cu toții, ca ei să știe să se descurce și să învețe și singur. Dar dacă noi le vom da așa numai cu lingurița tot timpul și nu vor ști, se așteaptă numai de la o săptămână la alta ce se întâmplă, nu au nicio viziune de ansamblu, nici nu înțeleg ce au de făcut până la finalul semestrului și ce înseamnă această disciplină și ce subiecte și ce, să zicem, metode de învățare vor fi folosite și le este foarte greu să se implice în educație atunci. Și dumneavoastră va fi la fel dacă ați fi în locul lor, vă spun cu siguranță asta. Trebuie să aveți tot timpul, mă rog, acest silabus și aceste informații și partea de noutăți activată. Avem, cum să zic, sesizări de la studenți că unii dintre dumneavoastră ați șters forumul sau announcement-ul sau noutățile din începutul cursului sau nu-l folosiți deloc. Deci aceea este modalitatea prin care vă recomandăm să comunicați săptămânal cu studenții, să le spuneți ce se întâmplă, când au o întâlnire, când au laborator și ce se va întâmpla la aceste întâlniri și laborator. Nu că nu le ziceți nimic și ei așteptați ca ei să vină și să învețe și să-și dea interesul. Nu se poate așa. Deci avem multe, nu puține, sesizări de la studenți privind aceasta. De asemenea, să folosiți toate celelalte elemente de activități, cum am zis, și blog, și wiki, și forum, și tipul de lecție. Puteți să le dați să aleagă temele prin alegere și prin group choice, să faceți cu ei exerciții și de simulare de teste sau de examen, prin test sau prin chestionar sau prin feedback, deci nu doar testul final, grila finală să conteze ea. Cum puteți să integrați aceste materiale? Cum am zis, pe parcursul diferitelor metode, am mai integrat încă niște elemente care vă vor permite să creați poate puțin mai prietenos acest model de categorii pe cunoștință, săptămâni și capitole și pe care o să vi le arăt în următoarea săptămână cum să o faceți și cum să o integrați și o să vă punem și un tutorial pentru aceasta și bineînțeles să vă verificați cât mai mult toate documentele, videoclipurile, seturile de probleme, testele, mai ales cei care deja ați folosit anul trecut în semestru 2 2019-2020.
multe dintre aceste elemente, cum sunt ele acolo, dacă sunt valabile, dacă link-urile funcționează în continuare, dacă folosiți link-uri externe și să le puteți integra în continuare. Să folosiți cât mai multe resurse educaționale deschise de la alții, pe care eventual să le traduceți sau să le adaptați sau să le dați numai niște indicații cu aceste unelte interactive direct pe clipul video sau pe animație sau pe documentul respectiv pe care au de lucrat și să colaborați, din nou zic același lucru, cu toți colegii dumneavoastră. Și să nu uitați să folosiți calendarul și când le dați assignment sau lucrare sau temă la student, să marcați aceasta în calendar. Orarul care este public pe site-ul fiecărei facultăți, în principiu, el a fost transmis în mare parte, cel puțin am verificat la 3 facultăți, de către secretariatele facultăților către studenți și printr-un forum general la care au acces toți studenții din acea facultate și care au acces secretarele șefe și cu decanatul la acele forumuri. Nu am reușit să verific la toate facultățile, am verificat doar la 3 dintre ele care au folosit aceasta. Noi tot timpul încurajăm decanatele și secretarii șef, secretarele șefe să folosească acele forumuri pentru a comunica cu studenții, nu numai să pună informația pe site și să aștepte ca studenții să o și vadă și să o și citească cât se poate de curând, pentru că au acea unealtă acolo la dispoziție, deci este mult mai facil să comunice așa cu ei. Dar nimeni nu introduce și nu se poate sincroniza un orar care e făcut în Google Drive sau așa ceva, nicio metodă automată pentru toate specializările și toate cursurile în calendar. Mulți studenți ni s-au plâns în acest prim semestru, din nou față de celălalt semestru, că nu au niciunde marcat în campusul virtual când au întâlnirile. Îi ia un cadru didactic mai puțin de 10 minute să seteze toate întâlnirile și orele în care are curs, laborator sau proiect în cursul lui respectiv, încât studentului să-i apară acest lucru în calendar. De ce? Pentru că foarte mulți studenți folosesc telefonul mobil, aplicația din telefonul mobil de campus virtual, unde calendarul se sincronizează, dacă ei doresc, bineînțeles, acest lucru. Și automat în calendarul telefonului lor vor avea toate informațiile legate de întâlnire și de când au cursul, când au laboratorul și când au alte teme de predat sau examen sau ceva, dacă ele sunt introduse în calendarul acelui curs. Da? De asemenea, o să vă rog, asta cred că m-am dus înapoi, încerc scuze. Așa, oferiți feedback neapărat studenților tot timpul. Scrieți-le mesaje în forum sau individuale, săptămânal sau când este necesar. Avem cadre didactice care nu au comunicat aproape deloc, deci au trimis maxim un mesaj. Sunt discipline întregi, multe, nu puține, în care nu a fost trimis decât un mesaj de-a lungul întregului semestru. Deci nu se poate așa ceva. Deci atunci când statistica ne spune 30-35% din discipline au zero mesaje, ceva nu e în regulă. Deci vă rog foarte mult să comunicați cu studenții, nu numai când aveți întâlnirea față în față cu ei, ci să le scrieți mesajelor, da? Întâlnirile trebuie să fie programate în online, deci în timp real, prin videoconferință, dar puteți să folosiți și chat-ul dacă vreți să faceți anumite consultații și să nu îi vedeți, să fiți disponibili, nu știu, o oră de consultații și să le răspundeți în scris sau să le puteți da niște indicații. Vă recomandăm cu tărie singurele 2 platforme acceptate de Universitatea Politehnică din Timișoara pentru cursuri, întâlniri, seminar sau laborator cu studenții sunt Zoom sau Microsoft Teams. Pentru amândouă dintre ele, Politehnica este licențiată profesional. După cum vedeți, cei care folosiți cu adresele de UPT Zoom, care noi vi le recomandăm doar pe acelea să le folosiți în întâlnirile cu studenții, aveți o limită de 300 de studenți într-o întâlnire online în Zoom și nelimitat ca și durată. Deci până la 24 de ore în timpul unei zile puteți aveți o întâlnire online pornită cu studenții fără niciun fel de problemă. Direct din campusul virtual puteți să vedeți rapoartele lor, să vedeți ce fac, care dintre ei participă și când. Vă este mult mai ușor să faceți după aceea și prezența și absolut orice, nu știu, de la întâlnirea online sau de la curs în această modalitate. Similar este și prin Microsoft Teams.
Noi nu vă recomandăm să folosiți Microsoft Teams pentru ca să încărcați materialele de curs sau resursele care le aveți cu studenții. Vă recomandăm să faceți aceasta prin campusul virtual pentru că vă permite, este mult mai facilă integrarea lor în structură de capitole și de cursuri. Microsoft Teams lucrează numai pe bază de foldere, deci trebuie să intre în fiecare director, în fiecare capitol, cum să zic, folder de curs ca să poată să găsească ceva, nu este așa de prietenos și nu este atât de vizibil pentru că el este gândit doar pentru lucru în echipă, nu pentru educație în această modalitate. Da? De asemenea, folosiți tot timpul canalul UPT, este puternic recomandat acest lucru. Cei care nu aveți adrese de e-mail cu upt.ro, puteți să cereți acest lucru prin administratorii de facultate. Li s-a transmis din nou această informație de către colegul meu Silviu Ver tuturor administratorilor de facultate să realizeze un tabel cu cadrele didactice care sunt asociate, care nu știu, nu au adresă de e-mail încă cu UPT sau tot felul de alte motive, să fie transmise. Rectoratul va activa acestor adrese de e-mail de UPT și vor putea să folosească cu aceleași drepturi atât Zoom cât și multe alte unelte, deci uneltele din Office 365 pentru care sunt dedicate personalului UPT. Mulți dintre dumneavoastră știu că folosiți alte adrese de e-mail și aveți făcut forward de pe adresa de UPT din campusul virtual, fiindcă trebuie să aveți validată adresa de UPT, de e-mail de UPT, pardon, și în campusul virtual, ceea ce noi vă recomandăm cu tărie să faceți. Aveți după aceea făcut un re-forward către o altă adresă de e-mail. Funcționează și este bine, dar uneori Microsoft schimbă setările de securitate și s-ar putea ca anumite mesaje să nu vă mai ajungă. Noi vă recomandăm să citiți adresa de e-mail de UPT constant și continuu. Chiar dacă folosiți poate și o altă adresă de e-mail pe parcursul, nu știu, activității. Da? Salvați înregistrarea, înregistrați toate întâlnirile și cursurile și seminarele și laboratoarele și faceți-o disponibilă. Am creat două tutoriale prin două modalități diferite și poate o să vă și arăt cum arată o întâlnire online și ce statistică și ce informații poți ai despre cum folosesc studenții înregistrările acestea video, de exemplu și pe YouTube și prin stream-ul de sub Microsoft 365. Deci vă recomandăm cu tărie să faceți acest lucru și să integrați videourile într-o pagină campusul virtual. Una dintre tehnicile cele mai rapide este să o integrați dintr-un YouTube unde este ascuns, deci nu este un canal disponibil, este un canal nelistat public și realizarea unui playlist pentru fiecare disciplină este modalitatea cea mai rapidă cu efort, să zicem, cel mai mic din partea cadrului didactic de a putea fi realizat și care după aceea vă permite și crearea unor elemente de interactivitate peste curs sau măcar punerea unor bookmarks, unor semne de carte care să indice ce se prezintă și ce există în acele părți de cursuri. Unde găsiți toate informațiile suplimentare, le-ați avut mai înainte pe ecran. Dacă îmi permiteți, știu că sunt probabil foarte multe întrebări, vreau doar două lucruri să vi le arăt pe scurt și după aceea voi reveni din nou la partea de întrebări fără niciun fel de problemă. Doar o secundă să intru în modul de share screen correct. Ok? Deci aici este site-ul, cum v-am spus, în zona aceasta de educație digitală găsiți foarte multe informații, sunt toate tutorialele și absolut toate videourile le găsiți integrate, după cum vedeți și aici în zona de campus virtual, cât și multe alte informații și unelte care vi le-am indicat pe parcurs, cât și partea de suport. În cursul de tutoriale pentru profesori aveți absolut toate informațiile existente și date despre fiecare dintre tutoriale. Vă rog frumos, încercați să le urmăriți și să le citiți. Noi, cele care le-am făcut așa cu un fel de flacără lângă ele, pe acestea le-am considerat foarte importante și foarte utile într-o anumită perioadă și de aceea vă rugăm pe acelea să le citiți cu atenție. Știu că sunt multe, dar constat cu surprindere în continuare că cei mai mulți dintre cadrele didactice de obicei nu sunt cei care participă la sesiunile de training, sunt ceilalți.
fac și eu cum facem de obicei noi cu studenții. Le zicem lucrurile astea celor care sunt prezenți, când de fapt acestea se referă la cei care sunt absenți de obicei. Nici măcar nu le citesc, nici măcar nu se uită. Să știți că avem o statistică foarte exactă cine și ce face pe aceste, cu aceste materiale și dacă le accesează sau nu. Și suntem, pot să spun eu, sunt constant surprinsă de fiecare dată, am o părere mult mai pozitivă de obicei pentru cei, pentru cadrele didactice și dorința lor de a învăța și de a se îmbunătăți tot timpul, că foarte puțină lume le accesează. Deci asta, când vorbim de 20%, 15-20% din personalul care, academic care are discipline și activitate într-un semestru, să acceseze niște tutoriale și niște modalități de cum să facă anumite lucruri, nu e bine. Deci nu, chiar nu e bine deloc. Absolut toate tutorialele se găsesc aici. Aici sunt tutorialele care au fost pentru examen și toate consultațiile înregistrate și integrate în campusul virtual de la sesiunile care le-am făcut în iarnă și care s-au dedicat într-adevăr în special mai mult examenelor. Aceeași modalitate de a avea sesiuni de întrebări și răspunsuri o să continuăm să avem după ce vom termina, să zicem, aceste câteva mici traininguri care sunt pe niște unelte dedicate. Toate trainingurile de pe absolut toate, cum să zic eu, care le-am realizat în vară, sunt în continuare valabile. Deci toate aceste elemente cu prezență și participanți, eu nu le voi mai repeta. Niciodată. Sau mă rog, până când nu se modifică major campusul virtual, fiindcă exact aceleași elemente, ele se regăsesc acolo. Am integrat cu această unealtă interactivă și bookmarks pe ele. Deci puteți să vă duceți direct la acea zonă de... Nu mă pic, să-l dau mai încet. La fel, îl puteți găsi, după cum am zis, și îl puteți vedea și pe YouTube, nu neapărat de pe campusul virtual. Deci puteți să-l vedeți de absolut oriunde și să-l puteți vizualiza și integra și folosi cum îl doriți dumneavoastră. Aveți tot felul de semne de carte care vă indică ce este la fiecare dintre ele și cum sunt folosite ele. Deci e și mai simplu de găsit ceea ce vă interesează să puteți să vizualizați și să găsiți. Vă rog foarte mult să le folosiți. Toate aceste noțiuni care există în aceste tutoriale, în sesiunile de pregătire care au fost realizate în ultimul an, nu se vor mai repeta. Eu voi face sesiuni de pregătire pe unelte, deci dedicate uneltelor noi. Sunt peste 7 unelte noi care le-am integrat în ultimele 2 luni în campusul virtual. Le voi dedica acelor unelte noi. Nu voi mai repeta anumite elemente de bază care sunt cuprinse în aceste traininguri care le-am și îmbunătățit cu aceste elemente interactive. Deci vă rog foarte mult, urmăriți-le și căutați aici răspunsul la probleme. Nu încercați să faceți, nu știu, pe ghicite sau după ureche sau că ați văzut că, nu știu, undeva că cineva a făcut la fel. E foarte bine că vă sfătuiți între dumneavoastră. Noi recomandăm puternic să colaborați, că așa învățați unii de la alții. Și noi o să continuăm să mai prezentăm și exemple de bună practică care sunt realizate de către alți colegi. Dar uitați-vă și pe aceste modalități de aici, care vă arată poate destul de pe scurt, în anumite cazuri, cum să folosiți anumite bucăți sau anumite elemente. De asemenea, există acest blog de idei și exemple de bună practică, în care sunt colegi de-ai noștri din Politehnică care și-au luat timp și-au arătat cum să facă anumite activități și anumite exemple. Pe unele dintre ele, noi le-am transformat direct în tutoriale. Ele se găsesc și aici și în tutoriale, unele dintre ele. Unele dintre ele au rămas doar aici, că nu le-am găsit niciunde, să zicem, o modalitate cum să le putem integra într-un tutorial. Dar cum e, de exemplu, foarte multe. Ăsta, de exemplu, de cum să treci quiz-ul și întrebările din Moodle direct în Word, da? Și multe altele. Cel de plagiat există ca și tutorial. Deci vă recomandăm să-l folosiți și să vă uitați peste ele, că sunt create de către colegii noștri din Politehnică exact. Și dacă dumneavoastră aveți alte propuneri, idei, soluții pe care le-ați găsit, să le treceți tot așa acolo.
Totodată aveți și forumul ăsta de discuții în care puteți să comentați și să conversați între dumneavoastră. Numai o secundă, că ia un pic mai mult timp să se încarce. În care, mă rog, aici există doar un mesaj trimis de la un administrator de campus virtual pentru anumite structuri de înrolare. Dar aceste unelte, chiar vă rugăm mult de tot să le folosiți și să le utilizați constant și continuu, pentru că sunt făcute în ajutorul dumneavoastră. Nu încercați să vă chinuiți, că nu pot să zic altfel, singur să faceți ceva, când aceste informații există aici. Două lucruri foarte importante pe care vreau să vi le atrag atenția. Există această unealtă care e butonul acesta de Zoom și care este linkul standard cvupt/zoom, în care pentru oricare dintre utilizatori, când au o întâlnire gata planificată în Zoom, din contul lor, eu folosesc acum contul de general mare de e-learning UPT, nu contul de Diana Andone, de cadru didactic pe care l-am activat, din cauza aceasta nu mi se vede nicio întâlnire, dar pentru fiecare utilizator asta a fost o dezvoltare care am făcut-o anume ca să se poată intra în sesiunile Zoom create din campusul virtual, direct de către studenți și de către dumneavoastră, fără să mai fie nevoie, nu știu, să intrați în curs, să mergeți prin dashboard. Încărcarea acelui dashboard durează foarte mult la încărcarea campusului virtual și aducerea tuturor informațiilor din prima pagină a campusului pentru fiecare cadru didactic, mai ales dacă are mai multe cursuri în paralel pe care le desfășoară și le are active. Deci aceasta este adresa pe care puteți să o dați studenților, în mare parte ei o știu, și pe care și dumneavoastră puteți să o folosiți ca să o accesați. Trebuie doar să intrați cu contul dumneavoastră de UPT sau de campus virtual, oricare dintre aceste conturi funcționează pe campusul virtual pentru a se accesa și să vedeți exact întâlnirile planificate dumneavoastră. Da? Acesta este un lucru foarte important. De asemenea, v-am menționat partea de completare a activității de către curs. Ea se poate realiza doar dacă, în principiu, cam toate cursurile au standard creată aceasta, în această zonă de course settings, deci care este setările de curs, nu setările de activitate, ci setările de curs, da? Unde puteți să vă faceți o descriere a cursului și să vă încărcați o imagine, imaginea aceea care apare frumos pe dashboard, deci pe prima pagină din campusul virtual, se poate încărca și se poate pune aici, cât și modul cum va apărea cursul și ce se va întâmpla și care le-a mai prezentat aceste setări de curs, dar aici trebuie să aveți activată pe da sau yes această activitate de completare a activităților de curs. Dacă ea este completată pe da și pe yes, atunci pentru fiecare dintre activitățile care există în acel curs, da, puteți să mergeți în editarea de setări. Dacă nu aveți făcut acest lucru, eu am ales un curs în care acest lucru nu este făcut, tocmai pentru a putea modifica acest lucru, și aici aveți completarea activității, în care puteți să spuneți, și ceea ce noi vă recomandăm, că să activați completarea activității când condițiile sunt întâlnite. Adică nu când studenții marchează manual că această activitate a fost completată. Că atunci studentul merge și face click, 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 că-s numai niște tick-uri, niște checkbox-uri care există și face click pe ele și le-a activat și zice că a făcut toate activitățile. Ci să faceți când această condiție este întâlnită. Și condițiile le puteți stabili dumneavoastră. Deci, de exemplu, că studentul trebuie neapărat să vadă această activitate până ca să o completeze și puteți să-i pune și un termen limită care, nu știu, poate să fie, de exemplu, până în mai 20. Deci până în 20 mai, studentul trebuie să vadă acea activitate ca să se marcheze că activitățile sunt completate. În momentul în care aveți acest lucru, dumneavoastră vă apare inclusiv grafic că acele activități sunt completate de către studenți, de care studenți, și puteți mult mai ușor să-i urmăriți și vizual dacă fac aceste activități. Și ei, lor, fiecăruia dintre studenți, le apar că acele materiale, că acele cursuri le-au văzut, au fost peste ele, etc. Dacă nu le apare nimic, ei nu mai au niciun fel de informare despre cum, nu știu, ce materiale sunt noi care nu le-au văzut, nu știu de ele, că n-au cum, nu există nicio modalitate de notificare efectiv că
o resursă s-a creat acolo. Și din nou, folosiți acest news forum pentru a comunica cu toți studenții și marcați-le studenților temele și activitățile pe care le au de făcut în toate, în toată acea parte de curs care există integrată acolo. De exemplu, în cazul unui curs pe care noi acum l-am început, am avut chiar și un chestionar de evaluare a cunoștințelor lor anterioare și ce au făcut și ce interes au și cum îl vor face. Au disciplinele gata create și au, bineînțeles, deja proiectul integrat și ce vor avea de fapt. Și li se va face vizibil în curând toate activitățile pe care le mai au de realizat, ca și teme și tot felul de alte lucruri pe care ei le mai au de făcut. Iar cu aceste căsuțe de aici, acestea sunt căsuțele care marchează, vedeți, eu n-am accesat aceste fișiere, nu sunt pe verde, dar în momentul în care îl voi accesa, mă rog, sunt și cadru didactic și el se vede diferit, dacă îl accesez și după aceea, ăsta e un material destul de vechi, el îmi va apărea mie efectiv acolo pe verde, ca și student, și voi ști automat că el a fost marcat și cu checkbox-ul ăsta de X făcut, adică tic, nu e căsuța goală. Da? Deci acestea sunt elementele foarte importante pe care am dorit cumva să vi le mai atrag atenția asupra lor.